ziua, domnul Victor Negrescu, fost ministru al afacerilor europene, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Negrescu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am găsit. Partidul Social Democrat trece printr-o perioadă dificilă, aș spune eu, după ce s-a clasat pe locul 2 la alegerile de duminică, iar liderul partidului a fost trimis în închisoare. Dumneavoastră sunteți unul dintre europarlamentarii care nu a obținut, cel puțin deocamdată, un loc la Bruxelles. Cum priviți dumneavoastră toată această situație? Eu cred că Partidul Social Democrat trebuie să învețe din acest rezultat electoral. Și mai mult decât oricând, e nevoie ca Partidul Social Democrat să treacă printr-o reformă profundă. Și să revină, poate de ce nu, și la identitatea sa. Eu am spus-o și colegilor mei în întâlnirile pe care le-am avut în ultimele zile, că este nevoie ca Partidul Social Democrat să-și asume această perspectivă pro-europeană pe care am mai tot spus-o și pe perioada campaniei electorale, dar și înainte. Partidul Social Democrat este partidul care a dus România NATO și Uniunea Europeană și această identitate face parte din ceea ce înseamnă PSD. Și atunci să mergem înainte cu acest tip de mesaj. De asemenea, chiar dacă e să vorbim despre acest aspect, trebuie ca și în interiorul Partidului Social Democrat să identificăm acele soluții și acei oameni care pot împinge înainte acest tip de mesaj. Este astăzi necesar ca PSD-ul să facă o schimbare profundă, coerentă, consistentă, pentru a putea să identifice cu noile așteptări ale cetățenilor, pentru că, de fapt, și societatea a trecut printr-o schimbare și vedem că votanții, cetățenii au alte așteptări de la politicieni și noi trebuie să răspundem la aceste noi așteptări într-o manieră, cum am spus și mai devreme, extrem de coerentă. Și tinerii au ieșit în număr foarte mare de data asta la alegeri. E o schimbare... Au venit foarte mulți tineri și eu, ca tânăr politician, România, mă bucură faptul că tinerii au dorit să participe la aceste alegeri sau cel puțin alte generații, da? Au vrut să meargă la vot, să spună opinia. Însă sunt de asemenea convins că cei care și-au exprimat votul duminică nu au opțiuni ferme. Da, au avut o opțiune de moment, au preferat alte partide politice, o parte dintre ei, decât Partidul Social Democrat. Noi trebuie să venim cu acele mesaje care corespund acestor noi așteptări. Eu sunt, da, cum am spus mai devreme, un tânăr politician și eu cred că Partidul Social Democrat are acele mesaje pentru aceste persoane. Însă trebuie să fie mai vizibile și de asemenea este extrem de important să avem oamenii, mesagerii care pot fi credibili în fața acestui nou public. Care considerați că e cea mai mare greșeală sau greșeala majoră pe care a făcut-o Partidul Social Democrat de a obținut, iată, un scor sub Partidul Național Liberal? Practic, pe locul 2 s-a clasat. Eu cred că am făcut mai multe greșeli. În primul rând, nu ne-am asumat mesajul pro-european. A fost o mare greșeală și am spus lucrul acesta inclusiv în campanie electorală. Al doilea element a fost că această campanie a fost dusă de opozanții noștri politici într-o zonă care nu avea legătură cu alegerile pentru Parlamentul European și am căzut în această plasă, spunând că duminică vom face un mare anunț care nu avea legătură cu alegerile pentru Parlamentul European, ceea ce a condus la senzația că oamenii votează pentru altceva la aceste alegeri. Și al treilea element, de asemenea extrem de important, este că am uitat să vorbim și să ascultăm cetățenii în ceea ce înseamnă această campanie electorală. Eu am fost foarte mult pe străzi. Probabil că nu a făcut-o toți candidații. Și acolo aveau un feedback. Da? Oamenii spuneau și ce așteptări au, priveau pozitiv anumite politici economice și sociale pe care PSD-ul le făcea, dar erau de asemenea extrem de critici față de anumite măsuri. De exemplu, criticau foarte mult pensiile speciale, ceea ce era inevitabil și o să oferim un răspuns. Solicitau creșterea de venituri pentru cei cu venituri mai mici sau pentru pensionarii mici. Trebuia să venim cu un răspuns. Dar de asemenea vorbeau foarte mult de subiectul justiției, spunând că, ok, vreți să faceți o reformă, aveți tot dreptul să o faceți, dar să nu o faceți în interesul unor persoane. Și la aceste elemente, să dăm, oferim de asemenea un răspuns. Eu cred că acestea au fost trei greșeli tactice și iată, ele ne-au costat, din punct de vedere al rezultatului, dar și al a ceea ce înseamnă percepția Partidului Social Democrat de acum înainte. De aceea eu sunt partizanul unei reforme profunde și coerente a ceea ce înseamnă demersurile pe care PSD-ul le va face pe mai departe. Mai exact, această reformă, la ce se referă? Eu cred că în momentul de față am făcut un pas important. În primul rând am căutat să reajustăm echipa și mai ales să transmitem mesajul de unitate pentru a putea să ne pregătim pentru Congresul Partidului Social Democrat. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să avem cât de curând un congres al Partidului Social Democrat, la finalul lunii iunie, unde să discutăm viziunea partidului pe termen mediu și lung. Poate nu va fi neapărat un congres de alegeri, dar cred că ar fi bine o astfel de reuniune pentru a discuta cu aleșii noștri locali, cu membrii și simpatizanții noștri, despre ce putem face mai departe. Să strângem un pic rândurile,
să ne dăm încredere că, într-adevăr, Partidul Social Democrat poate să facă și mai multe lucruri pentru România și de acolo să construim, poate, un congres de alegeri în toamna acestui an, pornind de jos până sus, și să venim atunci cu, poate, de ce nu, liderii care pot fi credibili în fața unui nou electorat cu așteptări foarte ridicate față de politică. Este Liviu Dragnea, fostul președinte al partidului, vinovat pentru rezultatul scăzut al PSD-ului la alegeri? Sau este unul dintre vinovați? Eu cred că nu putem personaliza un rezultat. Da? E o greșeală, poate, a mai multor din Partidul Social Democrat. După cum probabil cunoașteți, am fost mai mulți care am semnat la un moment dat o scrisoare. Și chiar într-o emisiune cu dumneavoastră am spus că am semnat acea scrisoare. Poate la un respectiv ar fi trebuit să explicăm mai bine demersul nostru, poate o discuție mai corectă, mai aprofundată, inclusiv cu Liviu Dragnea, ar fi condus la rezultatul scontat. Dar cred că noi trebuie să învățăm din aceste greșeli. Trebuie să vorbim mai deschis în partid, trebuie să vorbim mai deschis cu cetățenii, trebuie să acceptăm când greșim și mai ales să reacționăm mai repede. Despre asta este vorba, adică nu mai avem o politică statică, da, în care reacționez la după două săptămâni. Și eu cred că acest lucru este valabil inclusiv zilele acestea, unde oamenii au anumite așteptări din partea noastră. Cu schimbare de atitudine, cu anumite reforme, poate chiar cu votul electronic, poate chiar votul prin corespondență să fie bine reglementat, să poată fi folosit și la legile pentru Parlamentul European, poate de ce nu să venim cu un răspuns la ce înseamnă rezultatele referendumului, poate de ce nu inclusiv un răspuns pentru ceea ce înseamnă votul din diaspora. Pentru că da, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, nu e normal că oamenii aceia au stat la coadă. Eu am trăit atâția ani în străinătate, da, sunt un, aș putea spune și eu, provin din diaspora și am mulți prieteni care au stat la coadă, care culmea. Vreau să voteze Partidul Social Democrat și nu cred că e normal ceea ce s-a întâmplat și trebuie să ne recunoaștem această greșeală, să vedem cine sunt responsabili și să venim cât mai repede cu decizii în acest sens. Pe de o parte se susține că ambasadorii ar fi responsabili, de cealaltă parte domnul Meleșcanu ar fi responsabil. Dumneavoastră cam cum credeți că se împarte vina aceasta sau se împarte... Vina exclusivă a ministrului de externe? Eu cred că Ministerul Afacerilor Externe, într-adevăr, trebuia să pregătească acest moment mai bine. Asta înseamnă că și oamenii din sistem, și ambasadorii, dar și poate decidenții politici, trebuia să fie mai atenți la acest moment electoral. Cum știm foarte bine, erau vorba de două tipuri de scrutine în același timp. Metoda aceea de validare era una foarte greoaie și ar fi trebuit să reacționăm ca atare, punând la dispoziție mecanismele pentru ca procesul să fie unul cât mai rapid. Nu putem ignora nici de cealaltă parte, da? Mobilizarea opoziției, diaspora și așa mai departe, tot felul de demersuri tradiționale pentru aceste formațiuni politice. Deci eu mi-aș dori să facem această analiză cât mai repede și să luăm o decizie cât mai repede. Eu în discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei, am luat cuvântul și am rugat, într-adevăr, pe colegii mei să discutăm cu partenerii noștri din ALDE, să vedem care este demersul cel mai coerent. Evident, nu cred că trebuie să facem un demers ca răspuns la ce a spus președintele Iohannis. Cred că e un lucru pe care să-l rezolvăm noi, între noi, în coaliție, și sunt convins că alături de partenerii din ALDE vom găsi cele mai bune soluții și, repet, cred că Ministerul de Externe, da, ar trebui să existe o reformă aprofundată în ceea ce înseamnă această structură și inclusiv modul în care se abordează alegerile în general. Ar trebui înlocuit ministrul? Cred că să așteptăm analiza, dar cred că toți cei responsabili trebuie să își părăsească pozițiile, pentru că nu putem rămâne în funcție, indiferent care este funcția, cu oameni care da, pot sau s-ar face responsabili de ce s-a întâmplat. Repet, Ministerul de Externe are mai multe componente, are și componenta care se ocupă de ambasadele europene și mai departe. Sunt multe lucruri care pot fi analizate. Haideți să vină analiza, eu cred că să vină cât mai repede. Știu că doamna prim-ministru a cerut acest lucru, sprijină acest demers și ulterior să reacționăm cât mai repede împreună cu partenerii noștri de coaliție. Am văzut că și președintele a cerut demiterea lui Carmen Dan, ministrul de interne, și a domnului Meleșcanu. Cum se explică demiterea doamnei Carmen Dan? Adică, da, eu care e implicația? Sau... Ce pot eu să spun este că la nivelul Partidului Social Democrat se face o analiză profundă a ceea ce înseamnă rezultatele acestor alegeri. Unde s-a greșit și cine a greșit. Și ca urmare a acestei analize pe care noi o vom realiza, vom lua și decizii foarte corecte, foarte transparente, pe care le vom prezenta. Vom vedea ce se întâmplă, dar de asemenea, a politiza procesul electoral nu este, da, bine pentru ceea ce trebuie să fie pașii următori. Adică să-l vedem pe președinte ieșind și spune vreau ăsta să plece, vreau celălalt să plece. Ok, nu este bine. Eu sunt convins că PSD va găsi cele mai bune formule și va adopta acele soluții care să fie în deplin acord cu ce așteptări au cetățenii.
Să ne așteptăm la o remaniere mai largă în guvern? Eu cred că în momentul de față nu vom avea parte de o remaniere mai largă, cel puțin până la posibilă moțiune de cenzură pe care opoziția intentează să o facă. După moțiunea de cenzură putem să vorbim de o remaniere eventual mai largă, în măsura în care doamna prim-ministru va considera acest lucru oportun. Eu personal susțin ideea aceasta a unei analize a activității tuturor miniștrilor și să vedem pe cei care sunt dispuși să se lupte mai departe, care își asumă într-adevăr mesajul Partidului Social Democrat, pentru că poate nu toți își doresc să facă acest lucru pe mai departe, și să mergem înainte cu un guvern politic asumat al coaliției PSD-ALDE, care să facă acel lucru pe care l-am promis și pe care cetățenii astăzi le așteaptă să le facem și mai repede. Dumneavoastră, ce veți face după aceste alegeri? După cum spuneam și la început, nu ați, deocamdată, până nu se rezolvă problema Brexitului, nu ați obținut un loc la Bruxelles. Ce intenționați să faceți în continuare? Eu, evident, nu fac politică pentru o funcție. Nu trăiesc din politică. Sunt, în primul rând, cadru universitar și sunt mândru de acest lucru. Dar, cu siguranță, voi fi, deci în perioada următoare, o voce vizibilă, o voce puternică, poate o voce inclusiv a generației mele. Și eu cred că Partidul Social Democrat are nevoie de comunicatori pro-europeni care pot transmite acele mesaje pe care electoratul de astăzi le așteaptă. Așa că o să mă vedeți din ce în ce mai vizibil, sprijinând Partidul Social Democrat, dar și căutând acele soluții pentru o reformă rapidă. Am auzit inclusiv varianta că vor fi scoase nume de pe lista Partidului Social Democrat la europarlamentare. Ce știți despre... S-a discutat în partid? S-a pus problema? La nivelul Partidului Social Democrat au fost mai mulți colegi care au vorbit despre nevoia de a evalua acești candidați înainte de a-i valida. O idee extrem de interesantă, pentru că trebuie să recunoaștem, o parte s-o implică mai mult, o parte s-o implică mai puțin, dar mai ales este interesantă această idee pentru că trebuie să ne asigurăm că Partidul Social Democrat se poate baza pe 8 europarlamentari, poate în viitor 9, în viitorul legislativ european. Adică dacă mergem la negocieri și spunem partenerilor noștri, avem 8 voturi, vom face așa și le 8 voturi să meargă în direcția negociată în interesul României și în interesul Partidului Social Democrat. Acest lucru trebuie să fie verificat. Am avut o validare a rezultatului de-abia luată în ultimele zile. Și avem câteva zile până să adoptăm lista finală. Sper că această evaluare să se facă și, în final, cei care vor decide să-și asume că avem acești 8 europarlamentari și că ei vor face ce trebuie pentru PSD. Cum arată PSD acum, fără Liviu Dragnea? PSD fără... Da, nu, PSD-ul nu stă într-o persoană. Eu am spus tot timpul. La Partidul Social Democrat, Partidul Social Democrat e mult mai puternic decât un lider al său. Adică au fost foarte mulți lideri care în trecut au plecat din partid și partidul a supraviețuit. E un partid cu jumătate de milion de membri. Avem de două, sau chiar trei ori mai mulți membri decât toate celelalte partide împreună. Trebuie însă să revenim către acești membri, către acești simpatizanți, să discutăm cu ei, să implicăm, nu doar în momentele electorale, nu doar când avem nevoie de ei. Am spus lucrul acesta și colegilor mei, adică avem nevoie de baza noastră pe tot parcursul la activității noastre politice pentru a veni cu acele răspunsuri pe care oamenii le așteaptă. Evident, acum suntem într-un moment de evaluare, nu putem să vorbim de schimbări bruște, dar sunt convins că în perioada următoare, împreună cu acei membri simpatizanți și cu colegii noștri din teritoriu, o să identificăm acele soluții pentru ca Partidul Social Democrat să-și recâștige așa un pic din credibilitatea sa. Cuvântul de ordine pentru mine este ca Partidul Social Democrat să redevină acel partid credibil, acel partid puternic, acel partid social-democrat, sigur pe valorile sale, și mai ales acel partid care poate inspira speranță. Ori acum, mai ales acum după alegeri, nu avem încă această tonalitate, dar sunt convins că prin munca tuturor o să o găsim. Sunt două tabere în Partidul Social-Democrat acum, după plecarea lui Liviu Dragnea? Nu cred că avem mai multe tabere în Partidul Social-Democrat în prezent. Avem, cu siguranță, o tabără, tabăra celor care doresc să se implice pentru a reforma partidul și a-l face mai puternic. Evident, sunt mai multe tonalități, unii care își doresc o reformă mai rapidă, alții care doresc ca procesul să fie unul mai gradual, unii care vorbesc de persoane. Eu aș prefera să vorbim despre intenții, dorințe, proiecte, acele mesaje pe care dorim să le facem mai departe. De exemplu, spuneam colegilor mei și susțin lucrul acesta și public, noi am decis să continuăm actul de guvernare, cel puțin pentru o perioadă. Și atunci este important pentru noi să spunem care este mesajul, de ce guvernăm în continuare. Avem programul de guvernare, dar cred eu că ar trebui să identificăm noi idei
noi mesaje, un nou obiectiv pe care să-l prezentăm românilor pentru a spune de ce rămânem la guvernare și care sunt intențiile noastre în perioada următoare. Domnul Titus Corlățean, este acum propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de vicepremier. Practic, decizia stă la președintele Klaus Iohannis, care este așteptat astăzi, la ora 5, să facă un anunț. Ce credeți că vă face președintele? Am auzit variante în spațiul public că președintele ar refuza numirea domnului Titus Corlățean pe motivul scandalului din 2014, când acesta și-a dat demisia din funcția de ministru de externe. Da, eu cred... Ce credeți că se va întâmpla? Cred că trebuie să așteptăm să vedem care este poziția președintelui României. Titus Corlățean este un coleg apreciat de către, în general, de către parlamentarii Partidului Social Democrat. Este un om cu experiență și aici președintele Iohannis trebuie să motiveze dacă va respinge această propunere. Ar avea motive să respingă? Eu cred că dacă vorbim de CV-ul domnului Titus Corlățean, nu ar exista motive. Acum abordarea politică poate fi una diferită și aici ține de decizia președintelui. PSD a luat în calcul și o altă variantă? În momentul de față, Partidul Social Democrat are resursele umane necesare pentru a veni cu alternative în orice situație. Ceea ce reprezintă punctul pozitiv pentru Partidul Social Democrat. Mă întrebați mai devreme care este schimbarea. Păi, principala schimbare este că astăzi luăm în considerare pe toată lumea din PSD pentru a ocupa de ce nu portofoliul de miniștri, dar și pentru a reprezenta partidul. Partidul s-a redeschis către toți membrii săi, către toți cei care sunt parlamentari sau care vor să ajute activitatea partidului și acest lucru sunt convins că ne va ajuta în perioada următoare. Un alt subiect pe care nu prea l-am văzut abordat după aceste alegeri, validarea referendumului. Cel puțin în Partidul Social Democrat nu prea am văzut poziții. Ce va face Partidul Social Democrat după validarea, iată, referendumului pe justiție, o temă intens discutată în partid în ultima perioadă. Da, vorbim de un referendum consultativ în primul rând, trebuie să explicăm celor care se uită, care nu are ca menire să transforme imediat într-o reformă de ordin legal. Însă eu cred că abordarea pe care am avut-o cu toții este cea pozitivă, adică să identificăm acele soluții juridice prin care elementele subliniate în întrebări să fie implementate. Cum am spus și în perioada campaniei electorale, Partidul Social Democrat nu are nimic împotriva temelor supuse dezbaterii. Adică nu avem o problemă cu a interzice ordonanțele de urgență în domeniul acesta a reformelor din domeniul judiciar. Ne-am fi dorit să fie introdusă această măsură înainte de 2016, când s-au dat ordonanțe, sau înainte ca codurile penale să fie adoptate prin asumarea răspundere în Parlamentul României. Dacă se poate legal, este foarte bine. Referitor la amnistie și grațiere, cum s-a spus și în ultimele declarații, nu a existat un proiect care să fi fost supus dezbaterii în Guvernul României sau supus validării sau aprobării în Guvernul României. Și deși consecință... Tudorel Toader a scris pe Facebook ieri un mesaj. Tudorel Toader spune că ar fi fost, că n-ar fi fost, nu știu. Eu când am fost membru al Guvernului nu țin minte să fi văzut un astfel de proiect. A fost de asemenea în multe discuții, atât cu partenerii noștri europeni, pe marginea multor subiecte și niciodată Ministerul Justiției sau alți actori guvernamentali sau parlamentari nu au prezentat un proiect propriu-zis care ar fi putut fi subiectul unor discuții. Deci, suntem de acord cu acest element. Acum rămâne de văzut evident dacă toate aceste chestiuni pot fi adoptate din punct de vedere constituțional. Demersul Partidului Social Democrat va fi acela ca, la nivelul Parlamentului României, cu sprijinul PSD, să fie propuse noi proiecte legislative care să pună în aplicare aceste două idei menționate în referendum. Care este relația cu ALDE în momentul acesta? Relația Partidului Social Democrat cu ALDE? ALDE, știm, a suferit o înfrângere, dacă aș putea să o numesc așa, la alegeri, nu a obținut pragul de 5%. Care este acum relația Partidului Social Democrat cu ALDE, aflat în această situație? Eu cred că avem o relație foarte bună, însă, cu siguranță, ambele partide se concentrează pe reforma internă, pe reechilibrarea mesajelor politice, pentru a deveni mai reprezentativ la nivel național. Partidul Social Democrat, deci se menține coaliția. A fost al doilea partid în opțiunile românilor, deci noi știm ce avem de făcut pe mai departe. Ei trebuie să revină la o cotă de popularitate mai ridicată, dar coaliția, sunt convins că se menține. Dovada clară a fost votul dat în Parlamentul României pentru nou președinte al Camerei Deputaților, care a luat un vot cu
da, important acolo în Parlamentul României, cu mult 170 contra 100 de voturi obținute de candidatul PNL, adică candidatul PNL, doamna Turcan, n-a luat voturile nici măcar de la PNL și USR și PMP împreună, ceea ce dovedește că nu există, da, o altă majoritate în Parlamentul României. Însă, faptul că noi avem majoritatea nu înseamnă că trebuie să facem lucrurile doar cum ne le dorim noi. Astăzi, Partidul Social Democrat trebuie să fie mai atent la așteptările cetățenilor și să schimbăm puțin strategia noastră de comunicare, dar mai ales strategia politică, pentru a fi mai reprezentativ. Adică majoritatea nu este un, cum să spun, un element de forță. Nu trebuie să spunem facem lucrurile astea pentru că putem, cum s-a spus în trecut. Nu, facem lucrurile acestea pentru că vi le doriți și atunci noi reacționăm ca atare, pentru că de aceea suntem votați în Parlamentul României. A câștigat opoziția la alegeri un vot anti-PSD? Eu cred că nu a fost un vot pentru opoziție. A fost un vot, într-adevăr, împotriva politicii tradiționale, aș putea spune, poate și împotriva unor greșeli, poate și împotriva, nu știu, unei strategii politice care a dus la, da, această imagine că PSD-ul a reprezentat răul absolut în politica românească. Ori noi trebuie să schimbăm această idee, trebuie să arătăm că, într-adevăr, suntem reprezentativi, că avem oameni cu opțiuni și viziuni diferite, dar mai ales, cred că a fost un vot împotriva mesajului care pune sub semnul întrebării apartenența noastră la Uniunea Europeană. De aceea am început emisiunea și am spus-o și colegilor mei că PSD trebuie să revină la mesajul pro-european. E clar, mesajul care pune sub semnul întrebării în orice formă, da, ideea aceasta cu Uniunea Europeană este un mesaj pierzător și noi trebuie să renunțăm definitiv la el. De aceea, iată, vedem și schimbări în ceea ce înseamnă comunicatorii partidului și o să vedeți multe schimbări în perioada următoare. Se vor apropia mai mult PSD-iștii de socialiștii europeni în următoarea perioadă? Au fost deja discuții în acest sens, pe care le-am purtat direct cu partenerii noștri europeni. Sunt absolut convins că Partidul Social Democrat va reveni imediat cu drepturi depline în familia social-democrată europeană, inclusiv la nivelul Partidului Socialiști Europeni, dar și la nivelul grupului social-democrat din Parlamentul European. Săptămâna viitoare, doamna prim-ministru va avea discuții cu liderii europeni, inclusiv cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans. Lucrurile sunt clare pentru noi, revenim la normal și partenerii noștri europeni, social-democrați, ne susțin în demersurile noastre și în dorința noastră de a reforma partidul. Ce v-au spus? V-au transmis ceva după alegeri socialiști europeni? Au avut vreun mesaj că trebuie să dea? Am avut o discuție cu ei și duminică și luni și, cum, ca de obicei, da, colegii noștri social-democrați au fost solidari cu noi și și-au declarat disponibilitatea ne-a sprijini în ceea ce înseamnă demersurile următoare pe care noi le vom face. Trebuie să spun că Partidul Social-Democrat reprezintă a patra forță politică social-democrată în grupul nostru, al doilea grup ca ponderă în Parlamentul European. Deci Partidul Social-Democrat chiar contează în familia social-democrată europeană și sper ca vocea noastră să fie și mai prezentă și mai coerentă în perioada următoare. Doamne Victor Negrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc! Mulțumim!